Județul Olt este un bazin de selecție pentru tinerii care vor să urmeze cursurile instituțiilor de învățământ ale Jandarmeriei Române. Declarația aparține șefului Jandarmeriei Olt, care la ultima conferință de presă a vorbit despre recrutarea viitorilor jandarmi la nivelul județului. Ne vin și din promoție, numai că repartiția locurilor din promoție se face proporțional cu deficitul de personal pe care îl are fiecare unitate din jandarmerie. Bazinul de selecție este destul de consistent în zona noastră. Noi avem foarte mulți absolvenți ai școlilor militare, deci avem și recrutați consistent, până la data de ieri erau 60 și mai sunt câteva cereri depuse, se pot depune până duminică inclusiv. Deci numărul de recrutați va crește. Dintre aceștia, un procent consistent vor și absolvi. Nu toți vor avea și noi nu primim de maniera 30 de locuri, 40, ca să putem să absolvim tot ceea ce finalizează școlile militare. Dar primim și din promoție locuri. A început o nouă sesiune de înscriere în unitățile de învățământ ale Jandarmeriei Române, iar pentru școlarizarea viitorilor subofițeri jandarmi sunt disponibile 700 de locuri. Până la data de 3-10-2024, la Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt, au fost depuse cereri de înscriere în număr de la 60 de candidați pentru școala militară de subofițeri de jandarmi Grigore Alexandru Ghica Drăgășani. În perioada ianuarie-septembrie 2024, la Inspectoratul de Jandarmi au avut loc 4 stagii de practică pentru 84 de elevi din cadrul școlilor militare de subofițeri jandarmi. Ei au fost repartizați să execute pregătirea la structurile de ordine publică, pază și protecție.